60 de posturi de director și director adjuncți de unități de învățământ sunt scoase la concurs în județul Brașov în sesiunea iunie-octombrie, au anunțat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Brașov. Dintre acestea, 15 sunt în instituțiile din țara Făgărașului. Este vorba de Clubul Copiilor Victoria, Clubul Sportiv Școlar Făgăraș, Grădinița cu program prelungit Albinuța Făgăraș, Grădinița cu program prelungit Prichindeii Făgăraș, Grădinița cu program prelungit Voinicelul din Făgăraș și Grădinița cu program săptămânal Pinocchio din Făgăraș. Posturi de director mai sunt vacante la Liceul Teologic Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu din Făgăraș, la Școala Gimnazială Dr. Ioan Cerghi din Hârseni, la Școala Gimnazială Ticuș și la Școala Primară din Beclean. La Școala Gimnazială Comâna de Jos, Liceul Tehnologic Dr. Ioan Șenchea Făgăraș, Școala Gimnazială Gheorghe Șincai, Cinga Veche și școlile gimnaziale Recea și Șoarci sunt posturi vacante de directori adjuncți. Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată în perioada 28 iunie-17 iulie. Proba scrisă va avea loc în data de 8 septembrie. Desfășurarea probei de interviu va avea loc în perioada 22-29 septembrie. Metodologia de concurs, fișele posturilor pentru director și director adjunct pentru fiecare unitate de învățământ, graficul concursului, bibliografia de concurs și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul Inspectoratului Școlar Județean Brașov sau pe site-ul isjbrasov.ro.